vă zic o chestie. Ce pula mea e aia? Nu că știți că e faza? Eu sunt obișnuit cu oamenii care trec în fața scenei și se ducă să se pișe, dar unul care zboară, n-am mai văzut un om atât de grăbit încă vă, hai că o iau pe sus. Chestia aia, voi filmați cu ea sau? Ce, de ce stingeți lumina? Nu pe scenă trebuie să stingeți lumina. Aia e o chestie, e de-a voastră sau era aici? Ia, dă-i blană, dă-i blană, zboară de pe fir. Nu, e că a fost vreo 200 de euro. N-a făcut mai mult, am văzut eu pe AliExpress. Dă-i. Dar n-aveți sânge, voi trebuia să puneți două fire și să faceți liniuțe cu ele. Așa e în sălă, jean! Ce tare! Să nu mai frești, că ea, nu mai freca așa, că ea foc fir. Mă, nu mai cade în cap la oameni și ți-o fură. Că asta e faza, știi că în vest ai zice, Doamne ferește, dacă e să cadă, îi cade lui unul în cap și după aia te dă în judecată. La noi nu e așa. La noi îi cade lui unul în cap, dispar amândoi. O să vezi pe herăstrău un băiat care pleacă cu scheletul unui căcat de zamun. Sunt bapula, nu știu ce e, dar îl duc acasă. Îl dau lui Neavasi, că el drăpară tot. Vreau să zic, după aia o să fie un băiat care are o sârmă de rufe pe care se plimbă un căcat de ăsta. Mai vin tovarășile aia, ce e la bă, George? Nu am idee, pula mea, mi-a picat în cap la berări și l-am luat. E tare așa, că dacă am paternat chiloții la uscat încolo, dau din ăsta, zic, mi-aduce chiloții. În rest, la berărie nu mi-i închipui la ce foloseau, că ea nu pare să-și usuce chiloții acolo, dar a fost mișto. Era unul de zicea glume, pula mea, n-am ascultat, aveam un cârnat de mâncat. Biletul mare, n-am înțeles nimic, aia e.